fac un apel la cei parlamentari care nu sunt controlați cu cheia și care nu au participat la susținerea domnului Virgil Popescu, ministrul hoț al energiei din România în ultimii 2 ani, în 3 cabinete. Vă spune doar atât. Pașol Naturbinca, Iuri. Doriți în continuare să nu exploatăm gazele din Marea Neagră? Doriți în continuare, domnilor, să rămânem dependenți de gazul rusesc? Ascultați în continuare de Kremlin și de ordinele lui Putin? Cred că ajunge. Schimbul de replici dintre ministrul energiei și deputatul AUR a avut loc la dezbaterile din Camera Deputaților, în urma cărora legea offshore a trecut de votul final. Noile reguli vor încuraja investițiile în exploatarea gazelor din Marea Neagră, dau asigurări guvernanții. La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz extras din Marea Neagră care va intra în sistem. Odată cu începerea investițiilor în Marea Neagră, România va deveni independentă energetic, vom produce gaze naturale mai mult decât consumăm, iar surplusul de gaze naturale poate fi livrat în afara țării. Reprezentanții industriei se așteaptă ca extracția gazelor naturale din Marea Neagră să înceapă în vară. Din zăcămintele Doina și Ana, capacitatea de producție este estimată la 1 miliard de metri cubi pe an, adică aproximativ 10% din consumul țării. Black Sea Oil & Gas este în fază finală de dezvoltare, trebuie să dea drumul la producție cât de curând. Va fi un aport semnificativ, probabil de ordine 100 de milioane de metri cubi anul acesta. Creșterea producției interne de gaze naturale e necesară și în contextul în care cererea va crește în lunile următoare, odată cu stocurile pentru sezonul rece. Prețurile sunt mai mari decât în perioada similară a anului trecut și ar urma să crească și mai mult din toamnă, estimează experții. Dacă vorbim de piața românească, discutăm de undeva între 4 și 5 ori mai mari decât erau anul trecut de bursă. Probabil că situația se va impacienta în a doua parte a verii, când se va trage tare să se achiziționeze gaze naturale. Reprezentanții autorității de reglementare cer furnizorilor să accelereze umplerea depozitelor pentru sezonul rece. Procesul a început deja de la jumătatea lunii aprilie. În acest moment, în depozitele de magazine din România erau aproximativ 850 de milioane de metri cubi de gaz, ceea ce înseamnă puțin peste 25% grad de umplere. Un calcul rapid făcut mie îmi spune că trebuie să accelerăm un pic. Furnizorii reclamă însă că au probleme financiare din cauza că statul întârzie decontările din schemele de sprijin pentru consumatori. Marea majoritate a fondurilor care lipsesc în momentul de față sunt decontările pentru plafoanele de preț, pentru întreaga perioadă noiembrie-martie. În momentul de față avem 0 plăți făcute pe diferențele din plafoane, iar valorile sunt de sute de milioane pe operator. Autoritățile se așteaptă ca în depozite să fie înmagazinat și gaz extras din Marea Neagră, în contextul în care Rusia a asistat deja furnizarea către mai multe țări europene.